Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară discutăm despre poluare, dar și despre ilegalități făcute de către autoritățile locale. În această seară aducem din nou în atenția dumneavoastră problemele de la Lelești. Știți că există un singur consilier local care este vocal acolo în localitate. La restul le place tot ce se întâmplă acolo la Lelești. Noi am oferit totdeauna spațiu și am permis să vină și să spună ce se întâmplă de fapt acolo la Lelești. Totdeauna ne-a prezentat documente edificatoare și nu numai, fotografii și imagini care arată că acest om are dreptate. Ce fac în schimb autoritățile statului? Mai nimic, vă spun eu. O să vedeți niște filmulețe edificatoare în acest sens și o să vă dați seama încă o dată că autoritățile statului stau și mănâncă banii de pomană. Instituțiile statului sunt pline de bugetari care își pierd timpul în așteptarea lefei, în timp ce adevăratele probleme din comunități zac scrise pe hârtii în sertare, în timp ce domnii respectivi se îmbuibă la serviciu, ca să nu spun altfel. Evident, sunt și oameni care muncesc, dar despre ei într-o emisiune viitoare. Acum discutăm despre cei care nu fac nimic și despre cei care permit ca astfel de ilegalități să se întâmple. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, am avut o emisiune nu demult cu Comuna Bărbătești. Și acolo a fost garda de mediu. Nici acolo stația de epurare a apelor nu funcționează. Nici la Lelești nu funcționează și vorbim despre 5 puncte de colectare care ar fi trebuit să fie funcționale pe raza localității. Nu funcționează. Evident că apele uzate, apele fecaloide, zac în Mărăciniș, pe marginea șanțurilor, fără ca autoritatea locală să simtă ceva, măcar la nas, ca să nu zic altfel. Discutăm și despre felul în care înțelege autoritatea locală să anuleze o hotărâre de Consiliu Local, asta la presiunea instituției prefectului, și apoi să o redacteze în aceeași manieră pentru a doua oară. Vă aștept să participați așa cum o faceți de fiecare dată și să urmăriți cu interes și de această dată problemele de la Lelești. Alături de mine se află domnul consilier local de acolo de la Lelești, Silviu Popeangă. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu drag. Din nou probleme acolo la Lelești. E luna și problemele. Parcă nu se mai rezolvă. Această problemă nu este recentă. În 2011 s-a finalizat această rețea de canalizare. Doar am mai spus. 2011, vorbim de 11 ani. Da. Eu am mai spus. Această canalizare nu a fost făcută ca să funcționeze. Această canalizare a fost făcută doar ca să umple buzunarele unor primari, inclusiv informațiile mele, inclusiv președintele Consiliului Județean de la acea dată, probabil a luat bănuți și pe lângă faptul că... Și să câștige voturi, evident, da, pentru pe lângă oamenii faptul s-au mulțumit că au rețea de canalizare. Iasă foarte des apa prin sat, sunt aceste stații de epurare care nu au funcționat niciodată. Singura aceasta de la Ursăței, unde avem și filmulețul acela, care când și când mai funcționează. Și aceste stații de epurare, când au fost concepute de domnul proiectant, nu știu cum a putut să le proiecteze în așa fel, au un bypass înainte de stațiile de epurare, de unde se ia cu o pompă, dar acolo este un cămin foarte mic, undeva la 2-3 metri cub, ceva de genul ăsta, și ar trebui cu o pompă în continuu recirculat și băgat în stația de epurare. Dar acest lucru nu se întâmplă. Țin pompa oprită și iasă pe acel supraplin și deversează direct în pârâu. O să vedem un filmuleț când este gata regia să ne dea drumul la filmuleț, să vedeți despre ce este vorba. Uitați, avem Uitați-vă deja imagini. Uitați-vă ce e aici! Domnul Sanda! Domnul Sanda! De la garda de mediu! Uitați, domne, ce e la Lelești, nu vă e rușine, domne! A, uitați, stație de epurare funcțională, uitați-vă și voi ce e aici. Venit expres pentru că știam că a secat pârâu și acum se vede cel mai bine că nu mai spală pârâu ce există aici. Focar de infecție, mirosul, nici nu mai vorbim. Uitați-vă ce există la Lelești, nenorociții cum își bat joc de natură și de tot. Uitați-vă ce e pe aici. Vai de cap. Am mai fost și anul trecut și am filmat, dar nu era chiar așa ceva. Uitați-vă ce e aici. Dezastru! Au lăsat bălările, nu pot să intre aici. Uitați-vă ce este aici, fraților. Focar de infecție. Instituțiile statului dorm.
Da? Uitați ce e aici, fraților. Și pe aici, pe unde trebuie să curgă, ce trebuie să iese, uitați ce curge. Un firicel, aici se vede. De așa ar trebui să curgă, să fie curat. Asta este ieșirea din stația de epurare. Așa ar trebui să arate. Vedeți cum se vede aici? Și ce vine din partea aceasta este dezastru. Deci este un... Ați văzut, am avut un prim filmuleț filmat de invitatul meu din această seară, domnul consilier local Silviu Popeangă. Povestiți-ne mai pe larg ce s-a întâmplat acolo. Păi era un miros, această stație de epurare este chiar la intrarea în comună, cum vii dinspre Târgu Jiu. Spuneați că care... sunt 5 stații de epurare, da, pe raza comunei Lelești. Asta este care deservește cele mai multe gospodării, satul Ursăței și satul Lelești. Și această stație este amplasată la intrarea în comună, cum vin dinspre Târgu Jiu. Și tot timpul când treceam la Târgu Jiu, un miros groaznic. Și mi-au mai semnalat și acolo din zonă câțiva locuitori că miroase foarte urât. Și acum știam și eram foarte sigur, pentru că vara acel pârâu iaz seacă și se vede exact toată bravura pe care o face apa regională Lelești. Și m-am deplasat acolo și am făcut acest filmuleț. Am făcut între timp și o sesizare la Garda de Mediu. Bineînțeles că domnii de la Garda de Mediu, nu pot să înțeleg cum a rezistat domnul Sanda ăsta director la Garda de Mediu de 20 de ani. Cum așa, fi rezistat, fratele meu? Nu a venit la astfel de sesizări. Politic! Niște șpăgari toți, niște bandiți, că nu mai știu ce să le mai zic, barem George celălalt care se trage de la Lelești, de la APM, ăla nu mai vorbim, că nimeni și scârbă să intru în birou la el. Deci așa ceva nu se când poate. Când ați făcut această sesizare, ați depus și acest filmuleț? Filmuleț? Da, 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 o deci, pagină cu de dovezi, Facebook, da. Cu dovezi, cu filmuleț, cu, i-ați chemat să vină la fața locului și nici până în prezent nu au făcut asta? Problema care mă deranjează este faptul că poliția nu a vrut să vină. Și conform, a considerat că nu este o problemă de poliție. Conform UG 5 din 2005, le-am dat și articolul motamo, la articolul 99, spune foarte clar la liniatul 2. Descoperirea și stabilirea exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege de către comisariații gărzii de mediu, jandarmi și personal împuternicit din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Adică cum îmi spui că nu ai competență? Când aveai, îmi spune un domn polițist la secția 1, domne, stai să vezi că eu am dreptul terminat, eu n-am studii de mediu. Păi bă, domnul polițist, îți trebuie studii de mediu să vezi că-i căcat un părău? Mi se pare de super amuzant, dar în același timp este de tras ani. De mânecă. Adică cum? Te duci la poliție, sesizezi un lucru și îți spune polițistul că el a terminat facultatea de drept, nu, da, este exact inginer în spus. Mediu. Vă dați seama. Vă duceți la Garda de Mediu, ăia nu fac nimic, la Agenția de Mediu, domnul comisar, șef, director, este din Lelești și se face că plouă. Adică chiar ăsta este lanțul bugetarilor despre care vorbeam? Da, în 2000... Care nu fac nimic? Cred că prin 2014 sau 2015, când aparținea de primăria Lelești, primăria Lelești a fost amendată cu suma de 300 de milioane, tot datorită faptului că stația nu funcționa. Și am fost acuzat că din cauza mea s-a dat la APA Regio, că n-au mai putut să țină. Nu, domne, APA Regio, am spus, e mafia din Gorj, pentru că toți primarii, eu înțeleg că ai PSD-ul, i-au obligat Cosmin Popescu să treacă toți la APA Regio. Dar pe PNL-ul, ce dracu-i mai înțelege pe PNL-ul când au trecut toți 63 de comune la APA Regio? Cum dai, fratele meu, și bași singurii care s-au revoltat au fost tambuceri la Baia de Fier? Tu îmi bași 10 lei metru cub de apă la țară, cu canalizare, cu tot. Îmi bași 15 milioane taxe de branșare doar pentru una singură din utilități. Nu se poate așa deci, ceva. Practic, locuitorii din Lelești plătesc canalizare, iar canalizarea, ați văzut în filmuleț, păi, se normal. Deversează normal. În natură. Am spus, mai bine nu mai plătiți la ăștia și deversăm și noi direct în Părău. Tot nu iasă ca la ăștia. Asta e problema, nu vor să ia ați încercat și la APA Regio să discutați cu cei de acolo? Nu, pe la APA Regio n-ai cu cine să discuți. Avem o doamnă șefă pe acolo, pe la Lelești, doamna Catană, care nu știu cum a fi fost angajată. Apropo că a vrut, acum a venit un șmecheraș și a vrut să-și vrea să-și facă o spălătorie și noi suntem obligați să ne branșem și de pe vremea când aparținea de primărie, cu țeavă de o jumătate de țol și pe ăsta vor să-l branșeze cu doi țoli jumate. Și mai este și în capăt de rețea. Să aibă debit, nu? Da, să este și în capăt de rețea și, o să, și așa sunt probleme. Deja jumătate de sat nu mai reclamă, este prin cădere. Vă că prin Anghel Salini nu s-a rezolvat nimic, că avem un proiect prin Anghel Salini depus pentru mărirea capacității, care oricum, din punctul nostru de vedere, la foarte mult nu o să dea randament. Și această
problemă cu stațiile de epurare, eu o văd rezolvată doar de Garda de Mediu. Asta este penală, ca să înțeleagă și domnii comisari la Garda de Mediu să citească legea, că am văzut că numai marțafoice din ăstea venit acum tinere de nu știu de capul lor pe acolo, că am văzut că ea mai bătrân s-au pensionat și nu știu de capul lor să pună mâna să citească august 95 din 2005 să vadă clar că e penală. Să vedem să cine... încercați regia să vă mai uitați pe filmuleț pentru că s-a blocat undeva, probabil internetul, să mai ruleze totuși pe ecran în așa fel încât poate de data asta, urmarea acestei emisiuni, cei de la Garda de Mediu se vor autosesiza. Mulțumim. Se vor autosesiza și vor vedea dezastru. Poate vor vedea și cei de la Prefectura Gorj. Poate domnul prefect Iacobescu, da, la ora asta este la televizor și vede acest dezastru de acolo de la Lelești. Mi se pare incredibil că pe marginea drumului se află așa ceva. Mi se pare incredibil că oamenii plătesc canalizare și de fapt canalizarea se deversează pur și simplu. Eu nu înțeleg pentru ce se dau banii ăștia pur și simplu. Păi, ca să se polueze de fapt. Da, și apropo cu instituțiile astea ale statului, că nu mai rețin ce vreau să zic. Le-am mai explicat odată. Eu am mai postat un filmuleț că am trecut și am postări, cred că din pe fiecare an, de la toate celelalte stații de curare. Celelalte oricum n-o să funcționeze niciodată pentru că nu au locuințe suficiente pentru a merge acele stații. Și alea sunt oprite oricum. Da, ăla e foarte mic debitul și oricum n-o să meargă, dar alea care sunt racordați se duce tot un pârâu. Și le-am explicat, îmi zice o doamnă de la Garda de Mediu, doamnă Popeangă, da, ați făcut, domne, sesizare scrisă, alo, doamnă, da, a apărut la televiziune, v-am trimis pe Facebook, astea sesizările sunt de trei tipuri, da, te une să știe domnișoara sau doamna ce era, că sunt verbale, scrise sau să se autosesizeze, sau și telefonii, puteam să sesizez, o problemă, puteam să spun că sunt Moș Crăciun de la Baia de Aramă și cu asta basta. Important e să vină să se uite la fața locului. Asta este grav, că cei de la Garda de Mediu nu au venit la fața locului să vadă acest dezastru. Vorbim de zile caniculare și de un miros incredibil acolo la Lelești și de o situație care continuă. Asta este dureros. Că dumneavoastră ați făcut această postare când exact? Pe săptămâna trecută. Și nu s-a întâmplat nimic. Da. Astăzi reluăm această problemă, să vedem dacă se întâmplă ceva mâine. Dacă nu, o să sesizez eu personal, probabil. Trebuie să sun eu personal la Garda de Mediu, să-i trimit acolo să vadă da, și mai ochii dânșilor ce se întâmplă. Tot timpul se duceau și ștergeau dovezile, dar acum e foarte greu de șters pentru că nu curge pârâul. Și cu ce să șteargă? Să ducă cu răpățica? Cu excavatorul sau să vină cu... Că au mai fost cazuri când au venit cu cifa de apă. Și-au spălat acolo, dar e foarte mare dezastru ca să poată să spele și astea. Pentru că asta fac, asta e practica între instituțiile din Gorj. Să anunțe imediat între ele, domnule, vezi că a venit un nebun, a făcut sesizare, vedeți că venim în control în data de nu știu ce. Pentru că data trecută, am mai povestit, cred, pe vremea aceea, v-am zis iarăși, era foarte, foarte greu, de-abia am reușit cu o televiziune să vin atunci chiar națională. În Muriser aveam o stână de capre, pe lângă stația de epurare și în iarna aia mi-au murit vreo 15-20 de animale și... Din cauza asta, am reușit cu chiu cu vai, de-am dus la București, am trimis niște analize, bineînțeles ca să nu se știe de unde, ce și cum, prin cineva, am ajuns la București, la institutul, nu știu cum se numea, de cercetat chiar chestiile astea. Și mi-a venit rezultat cu coccidioză. Și am rămas surprins că mi-a zis cineva, cum coccidioză, fratele meu, că coccidioză era boală la iepuri și la ăstea, la porumbei. Și boală la capre coccidioză. Și mă întreabă de unde bea apă. Dintr-un pârâu. Pârâul ăla este plin de infecție, mi-a zis domnul doctor, care m-a sprijinit și m-a așteptat cu chestia asta. Și atunci am început demersurile și am făcut și am văzut care era mersul, că nu funcționează. Că nu funcționau stațiile de epurare, că se polua pârâul și așa mai departe. Deci până n-ați pățit-o pe pielea dumneavoastră. De acolo a plecat. Și pagubele vi le-a mai plătit cineva? Cine să-mi le plătească? Nimeni. Nu ne-a plătit nimeni. Deci ați rămas cu paguba. După atâția ani de când ați pățit acea nenorocire, situația se menține și chiar se continuă în același ritm, fără ca cineva să facă ceva. Da, și foarte mulți cetățeni, domne, cum ești nebun că merge canalizarea? Da, mă, merge că tu, nu te interesează că tu dai, bagi în canalizare și de acolo nu se mai vă mai interesează, mai ales pe aia din capătul Leleșului. La ei nu vine miros, la ei n-au probleme, la noi acolo era pește și de două palme și acum nu mai e niciun peștișor.
Mi-au că aminte că la Contor din 2005 erau niște peștișori pe acolo și nici o doamnă la gardă de mediu, uite, doamnă Popeangă, că sunt peștișori, cum nu sunt peștișori pe aici? Păi doamnă, aici erau pești de două palme. E mai ușor să nu faci nimic, despre asta vorbim, doamnelor și domnilor, despre faptul că poluăm fără să, ca autoritățile statului să se autosesizeze, să se sesizeze, să vină și să facă ceva măcar la sesizare. Acum vă prezentăm situația de la Lelești, o situație de o săptămână, cel puțin prezentată pe rețelele de socializare, fără ca cei de la Garda de Mediu să facă ceva. Poate după această emisiune sau poate după ce voi pune mâna pe telefon și îl voi suna pe domnul Sanda de la Mediu, de acolo de la Gardă, poate că se vor mișca și cei în măsură să facă așa ceva. Ca de obicei, acolo la Lelești nu există autoritate locală, pentru că autoritatea locală ar fi văzut ce a postat acest consilier și ar fi luat măsuri. Eu de ce nu face domnul primar nimic? De ce consilierii ceilalți nu fac nimic? De ce n-a depus un proiect acum prin Angel Salinic și așa văd că nu primim niciun proiect? N-am văzut niciun proiect aprobat. S-a poate făcut s-a un aprobat. Proiect pentru că și el e conștient și ce mă deranjează faptul cel mai rău și cel mai rău că el a fost reprezentantul primăriei care a semnat toate hârtiile. Pentru că atunci când s-a început, această lucrare de canalizare a fost valoarea proiectului 1.800.000 de euro, vă dați seama, în 2007 sau 2008 când s-au apucat de a fost investiție foarte mare, că și așa l-au băgat în faliment și pe patronul ăla că a falimentat firma care a făcut canalizarea la Lelești. Și el a fost reprezentantul primăriei care s-a ocupat de absolut toate hârtiile și l-a semnat tot, pentru că avea pe vremea aceea avea funcție de pe achiziții publice. Că apropo, acum văd că probabil are și el de gând să facă niște investiții și în sfârșit după 10 ani, că 4 ani a fost viceprimar și 6 ani de când e primar, s-a hotărât și el să scoată postul. Adică postul rezervat de domnul primar, ca să înțeleagă telespectatorii mai bine. Domnul actual primar, înainte de a fi primar și viceprimar, a fost consilier pe achiziții publice în cadrul primăriei. Vorbim de 10 ani în urmă. Timp de 10 ani de zile, postul domnului primar a fost blocat. Acum, recent, postul respectiv a fost scos la concurs și a fost ocupat de o persoană apropiată sau de o persoană din afara primăriei? Este o persoană din Lelești, astăzi am aflat și eu cine este. Mi se pare destul de ok, provine într-o familie bună. Eu cred că dacă o să-i dea proiecte și astea, eu zic că o să le rezolve. Numai să-i dea de muncă și să facă adică proiecte. Să facă primăria achiziții până la urmă. Da, că da, nu da. Să cumpere doar hârtie și pixuri, probabil, da. Ci chiar să facă achiziții prin sistemul SEAP. Eu n-am văzut achiziții făcute de primăria Lelești, dar probabil le vor face în momentul în care acum au om pe achiziții. Deci, practic, primăria Lelești a mai angajat un om și va mai angaja un om, spuneați dumneavoastră. Da, a mai scos un post la concurs. Pentru era postul vacant, s-a pensionat o doamnă în februarie, cel cu la compartimentul de contabilitate cu cel care se ocupă cu amenziile. Sunt curios, sunt foarte curios să vedem că este concursul, este în desfășurare, să vedem cât o să se înscrie. La celălalt fiind și temporar, nu era pe perioadă determinată, când primarul, dacă este să piardă alegerile, o să revină pe post, o să piardă și nu s-a înscris foarte mult, dar aici e un post destul de bine plătit. Dar v-am spus că cele 5 miliarde... Dar probabil se va cere și experiență și... Da, păi da, pentru acea funcție oricum e obligatoriu, legea îl obligă 7 ani de experiență și am fi cine o să se bage să vedem să recupereze acei 5 miliarde amenzi de neîncasate. Astea s-au regăsit de fiecare dată la controlele Curții de Conturi și niciodată nu s-au recuperat? Păi nu știu că le-a lăsat măsură, dar nu știu care e termenul la măsură, că văd că nu s-a luat nicio măsură, trebuie să facă ceva. Trebuie să le recupereze într-un fel, adică să condiționeze pe cei care au astfel de debite să nu li se mai dea alte acte din primărie și să-și plătească din debite. Sau să nu se mai acumuleze taxe, cum să zic, penalități și ei să rămână doar cu datoria, lucru care au făcut-o și alte primării. Apropo de chestiunile făcute de Consiliul Local, îmi povesteați dumneavoastră că au fost mai multe ședințe extraordinare în ultima perioadă, cel puțin două, și una în care s-a pus în discuție și faptul că Consiliul Local a greșit în momentul în care a aprobat acea hotărâre cu taxa la gunoi, o taxă de salubritate pe care dumneavoastră ați tot criticat-o în cadrul emisiunilor Ora Adevărului. Da, domn primar îmi spune... Și o să avem și imagini de acolo, să ne le pregătească regia. Spune la o ședință de Consiliul Local... că din cauza mea toate cele 9 sau 10 comune, că mi se pare că 9 au mai rămas, de la care aparțin de Gilord, pe toți a atacat toate hotărârile. Asta vedem asta și după aia discutăm. Și
fac acest live să vedem dacă o să mi se încaseze taxa de salubritate pentru luna ianuarie. Să trăiți, pentru că este suspendată acea hotărâre de Consiliul Local. Să rămână. Caușă pe Cătălin. Este? Să vedem dacă mi se încasează taxa. Salut! Cătălin e pe aici? Așteptăm. Să pregătim bănuții. Dar contabilă, nu puteți să-mi încasați și mie o taxă de salubritate? Nu se poate, domnul Silviu. De ce, Laurențiu, nu se poate? Spune tu, că suntem pe live. A fost atacată așa. Consiliu și perioada de până când dăm altă hotărâre este suspendată acea hotărâre. Da? Aceeași hotărâre cu același conținut. Ca să o mai lungești. Este dreptul Consiliului Local. Nu există așa ceva. Păi problema este că nu înțeleg cum ai primit tu aviz de legalitate la doamna secretară și la doamna contabilă. Atât am putut să înregistrez de pe live-ul pe care l-ați făcut dumneavoastră. Explicați-ne ce s-a întâmplat acolo. Deci v-ați dus la primărie ca să ce? Da, deci aceasta s-a dat o hotărâre de consiliu în luna decembrie. Eu am făcut demersul la prefectură, că de asta ziceam că domn primar reproșează că toate cele 10 comune sunt afectate datorită faptului că eu am făcut acea reclamație. Și m-aș fi bucurat să fiu atât de important în județul ăsta, să pot eu să anulez 10 hotărâri de consiliu local din 10 comune diferite. Da, în fine. Asta este. Deci a creat un precedent. Faptul că instituția prefectului a considerat că nu este legală această hotărâre a atras după sine și anularea acelor hotărâri. A durat foarte mult timp. Acum, spuneți-ne mai exact despre ce a fost vorba în acea hotărâre. Deci se impunea o taxă de salubritate pe gospodărie, nu individual. Persoane. Și ați reclamat atunci, ați reclamat că nu este corect. Le-ați atras atenția. A fost atacată de prefectură pe instanță și automat când se atacă în instanță o hotărâre de Consiliul Local, acea hotărâre suspendă toate drepturile. Deci nu mai putea să încaseze taxe de gunoi, nu mai putea să mai facă nimic. Deci, practic, când s-a atacat această hotărâre de către prefectură? S-a primit, cred că în urmă cu vreo lună, cam așa au dat hotărâre. Deci, practic, o lună de zile, cetățenii aveau gratuitate la gunoi, sau cel puțin era în stand-by taxa de gunoi. Dumneavoastră v-ați dus să vedeți personal dacă se respecte acest demers. Nu, eu le-am spus la cetățeni să nu plătească taxa de salubritate și le spun la toți cetățenii la care li se ridică din comună de la Gilortu, nu plătiți niciun gunoi, că o să plătească ei primarii. Vă garantez eu, Popeangă, că acei primari care stau cu domnul Fugaru și fac numai hoții, o să plătească ei din buzunarul lor. Cel puțin la mine în comună garantez pentru treaba asta, că nu pot eu să mă ocup de toate comunele. Dar, și de asta m-am dus la primărie, pentru că nu aveau voie să mai încaseze taxa, deși cu o zi înainte mi-a spus un cetățean că lui au luat banii, dar nu mi-a dat chitanța, nu pot să-l cred chiar 100%. Și atunci era fals. Era un fals și ne îndreptam împotriva angajaților primăriei. Oricum o să mă îndrept. Și urma ședința de consiliu la nicio jumătate. V-au refuzat, cel puțin la intrarea în primărie cu taxa de salubritate, v-au refuzat, v-au spus că hotărârea se suspendă. Nu mai cunosc legi astea. Și probabil și-au dat seama ce urma să fac. Și a venit ședința de consiliu local și au votat, au fost într-adevăr doi consilieri lipsă și ceilalți consilieri toți au votat. Aceeași hotărâre. A schimbat doar un articol în loc de 100... de 14 lei cât era la gospodăriile nelocuite, a băgat 12 lei. Deși gospodăriile care sunt nelocuite în comunale își plătesc gunoi, deși nu dau... Deci nu au cum să facă gunoi atâta timp cât casele sunt goale, adică mai nu stă nimeni sunt acolo. Câțiva care mai vin în concedii vara, o săptămână, două, poate mai vin de un Crăciun, de ăla, dar nu poți să-i pui să plătească un an de zile pentru 1.800.000 pe an. Mai mult decât impozitul la casă. Și mă așteptam ca domnii consilieri, măcar din bun simț să se abțină, dar nu știu, să ne interesăm, pentru că de asta și când am fost la București solicitau foarte mulți consilieri schimbarea codului administrativ.
Sunt foarte multe lacune legislative în acest pod administrativ și interpretabil legea. Din punctul meu de vedere este clar un abuz în serviciu. Păi dacă tu dă prefectura... Că este ilegală o hotărâre și tu o dai în aceeași manieră, doar schimbi o cifră în ea, de la 14 lei la 12 lei. O să fac la procuratură niște plângeri penale împotriva consilierului și în primul rând, poate se supără pe mine, că mă înțeleg bine cu doamna secretară. Nu pot să înțeleg cum mi-a dat aviz de legalitate. Când eu, înainte când făceam proiecte de hotărâre și spuneam nu, că nu e legală, că nu e legală, pe aiurisme. Și nu-mi dădea aviz de legalitate. Asta când îmi spune prefectura. Și acum... Este ilegal și tu faci în aceeași manieră o hotărâre, copie identică, doar că schimbi o cifră? Da. Doar atât s-a schimbat în toată aia? Da, identică. Nu știu, v-am pus și pozele, dacă poate. Avem și documentele respective, să vedem până la finalul emisiunii, o să le punem pe ecran. Asta este ceva șocant, din punctul meu de vedere. Mi se pare o disperare a autorității locale de a încasa totuși taxa de salubrizare în maniera în care a fost impusă. Pentru că spuneați dumneavoastră că pe această perioadă ei au oprit această taxă de salubrizare. Păi da, vă dați seama că acum prefectura, mi-a promis domnul Popescu, secretarul la prefectură, că nu se mai duce atât de mult. Vă dați seama, deci cealaltă s-a atacat undeva prin iunie. Hotărâre dată în decembrie, deci a durat 6 luni. Așa, atât le permite legea. Eu dacă mai durează încă 6 luni, această hotărâre va rămâne în vigoare chiar dacă celălalt proces primărial le-și-l va pierde. Dar cum credeți dumneavoastră că s-ar putea rezolva această probleme fără ca ei să mai facă o ilegalitate? Nu era bine ca noua hotărâre să fie modificată, să nu mai fie pe gospodărie, să fie individual? Păi nu era poate mai ușor? Să facă că prețul e imens. Îi vine 14 lei pe persoană. Și din cauza asta, păi din cauza asta că ca să nu le sară lumea acum la Polaris 8 lei și mă tot arburește că stai că nu-i stabil, că nu se schimbă și cu ăștia, că uite o să crească, uite că n-a crescut, l-a preluat Polarisul de vreo 2 luni și n-a crescut. Dar nu se vrea. Asta este. Deci ziceți că în momentul de față cetățenii de la Lăleș plătesc mai mult decât peste jumătate din populația județului care știu, sunt la Polaris? Nu știu exact în celelalte comune, pentru că am înțeles că în celelalte comune sunt tarifele mai mici, dar probabil le subvenționează de pe la bugetul local, cum făcea și la noi. Numai că l-am prins că băgam în buzunarul cetățenilor, că ăsta e bugetul comunei Lăleș, trebuie să priceapă toată lumea, este bugetul cetățenilor, nu este al lui. Și el anul trecut a plătit 1 miliard diferență. Deci față de ce a avut în proiectul de hotărâre și ce plan avea de încasări, nu s-a ținut așa și a plătit 1 miliard din bugetul local. Și probabil ales primarea asta a fac. Fără să se știe, probabil n-au niciun nebun ca mine să se țină de capul lor, să-i caute, să-i dezlege un picuț și probabil asta fac. Au lăsat tarifele mai micuțe, pentru că spunea doamna contabilă că s-a făcut o greșeală. Pentru ca să nu se cunoască, el trebuia să crească, dar fiind campanie electorală, el a lăsat aceleași prețuri, trebuia să le crească etapizat pe fiecare an, nu așa dintr-o dată, că acum normal că omului se pare simte, mult că a fost dublat. Mult. Eram chiar dornică să vorbesc cu oameni de acolo, de la Lelești, dar știu că de fiecare dată oamenii de acolo nu sună. Rog regia să pună numărul de fix pe ecran, poate sunt totuși oameni care vor să ne întrebe cum stă situația cu gunoiul acolo la Lelești. Eu am văzut foarte multe probleme care nu dau la socoteală. Adică asta cu gunoiul, eu n-am înțeles-o și nu înțeleg de ce nu se reglementează într-un fel sau altul. Faci o hotărâre strâmbă și o mai faci pe una și mai strâmbă, mi se pare o eroare administrativă foarte mare. Păi aici a zis că să venim cu soluții, să încercăm, să găsim o variantă. Nu ce? Le-am spus variante, le-am dat variante. Se dau bani prin PNRR-ul acum pentru platforme betonate, pentru a selecta în comună, să înființezi o societate, să selectezi tu. Le-am spus, nu vrea. I-am zis variantă. Fostul primar Rotaru are o firmă de reciclare a gunoiului. Sunt cei de la Bălești. M-am uitat la Tulburea. Eu citesc presa pe fiecare dimineață. Am văzut la Tulburea. Asta e singurul lucru care poate să scadă prețul la gunoi. Să se selecteze. Dar dacă tu nu încurajezi cetățeanul să selecteze, tu nu-i oferi nicio facilitate. Din potrivă, tu ai dublat gunoiul anul ăsta. Cum să selecteze omul? Și am văzut, mai ales pe vară, a zis un consilier, domnule, vă rog frumos, faceți demersul la firma asta, la Gilortul, măcar de pe perioada verii, să vină de 2 ori, acum ai consum de apă dublu, triplu față de iarna. Și sunt foarte multe reciclabile și nu vor să vină decât o dată pe săptămână. Omul stă, le aruncă, pe unde le aruncă, vă dați seama. Normal, că nu mai stă să reciclezi, atâta timp cât nu este plătit. Acum, la modul cel mai serios, dacă ți se spune că ți se scade din taxa respectivă pentru că tu selectezi gunoiul, atunci ai un beneficiu. Atâta timp cât tu nu ai niciun beneficiu, îți vine să mai selectezi gunoiul?
Normal că nu. Și problema este la nivel de județ și cred că și în celelalte județe limitrofe Gorjului. Pentru că nu este, eu cred că suntem cei mai înapoiați oltenii. Nu știu de ce ceilalți primari nu fac contracte separate cu firme de gen cum sunt New Reciclare de la Bălești și care mai sunt, să facă contracte pe selectiv, să vină să-ți ia selectivul pe fiecare săptămână și să vezi atunci ce scade gunoiul menajer pe tot județul. E, știți că acum pe chestiunile astea cu firmele care selectează, ați văzut și firma de la Bălești are ceva probleme. Păi nu vor doamna Ana Maria să bage odată chestia aia cu sticlele, cum e în Germania, cum e în toate țările civilizate, pentru că a fost șmecherii... o încercare, la un magazin a fost păi o încercare, dar atâta timp cât ție îți reduce dintr-un produs, nu-ți dă banul pe loc, adică eu m-aș duce și aș selecta. Dacă aș ști că aș băga acolo un aparatul ăla și la final mi-ar da un leu, nu știu, o 50 de bani. Știi că ți-e o înghețată de banii respectiv, în dar atâta Germania timp cât la noi nu se face... Am fost plecat după, strângeam vreo săptămână și ceva, aproape ne luam mâncarea întregime așa cu este. Ce reciclam. Așa este. Am fost și eu în Germania și am văzut aceeași situație. Am văzut persoane coborând din bolizi de lux reciclând, ceea ce da, pe mine m-a uimit. Acolo toată lumea coborau cu sacii de plastice și cu sacii de sticle de sticlă și plecau cu plasele pline numai din banii respectiv din reciclare. Adică cumpărai dintr-o, nu știu, cumpărai cu din 2-3 lăzi de bere. Tu îți cumpărai o ladă de bere, adică tu primeai înapoi o ladă de bere plină era în momentul scumpă, în care duceai. Era mai scumpă betul decât berea. Da, deci general. Mi se pare, cum noi modelele proaste nu le vedem, deci ar trebui să vedem doar modelele bune, noi le luăm doar pe cele proaste. Avem pe ecran, ne arată colegii din regie, și acele hotărâri de consiliu care sunt făcute aproape la Indigo, ceea ce mie mi se pare o ilegalitate crasă și cei de la legalitate ar trebui să se autosesizeze. Dar, na, vom vedea ceea ce cred va face prefectura. Prefect ar trebui să ia măsuri, pentru că s-ar putea să fie și în celelalte comune să fie dat la fel. Ori am învățat cineva, ori... Că nu așa pare că... credibil atâta timp cât spuneți că demersul dumneavoastră a atras după sine punerea în stand-by a taxei de gunoi pentru 10 comune. Așa putem să stăm 10 ani, adică anulează în instanță, dau aceeași hotărâre. Nu putem să mergem la nesfârșit așa cu asta, joacă de șoarecele și pisica, ce facem aici? Se poate așa ce. Ați văzut acum că șeful pe legalitate de la Prefectura Gorj a fost mutat cu serviciu pentru 6 luni de zile la Primăria Albeni. Nu mai știm ce se întâmplă momentan la Primăria Albeni. Avem secretar de primărie pe domnul șef de la legalitate de la Prefectură. Avem la înfruntea primăriei viceprimarul cu atribuții de primar. Iar ieri, din ce știu eu, i-a expirat măsura domnului primar Stan de a sta 30 de zile după gratii. Până în momentul de față n-am aflat ce s-a întâmplat. Cu siguranță domnul Stan nu a fost pus în libertate, așa că dacă aveți informații pe acest subiect, vă stau la dispoziție. Ce părere aveți, domnule consilier, despre faptul că se vehiculează foarte mult, că primarii sunt luați la ochi în aceste zile de autorități? Avem deja 3 primari la care s-au făcut percheziții. Așa credeam, dar nu, pe unii nu-i sperie, care sunt învățați cu idioțenile și cu poțiile, nu-i sperie nimic. Și eu am crezut că se mai potolesc acum. A fost un picuț acum o perioadă mai așa ca pe vremea noastră. Cu descinderi, cu un pic de frică, cu un pic de... Nu știu că atunci băgaseră de zăstră, știu că de zăstră o lege, că domne, ce ne-au făcut ăștia, ne tremură pixul în mână. Păi așa trebuie să tremure pixul în mână, frate, când se ies pe miliarde și pe milioane de euro. Unde sunt investitorii care trebuie să vină la Lelești, domnule consilier? Ați aprobat vreo acum deschidere de unitate comercială, la ceva? La ultima ședință de consiliu am avut 7 hectare și ceva și în sfârșit a reușit să le concesioneze unei firme care vrea să